O crimă teribilă a îngrozit comunitatea de români din Marea Britanie. O profesoară de 36 de ani a murit după ce a fost lovită. Se pare că cel care ar fi comis oribila faptă este un coleg de facultate și el tot român. Oamenii legii au anunțat că l-au arestat pe bărbatul în vârstă de 34 de ani. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Florina Pastina avea 36 de ani și lucra ca profesoară de mai multă vreme la școala primară din Kensington. Era cunoscută drept o femeie blândă și extrem de implicată în munca ei. Locuia într-un oraș din sudul Londrei, Croydon. Acolo s-a produs și tragedia. A fost atacată de un bărbat de 34 de ani cu un ciocan. Ea a fost transportată de urgență la spital, cu răni grave la cap și nu a supraviețuit. Cei care o cunosc spun că locuia împreună cu el și fusese coleg de facultate în România. A omorât-o un prieten de facultate din România, a bătut-o cu până a omorât-o. Aș vrea să nu aibă liniște toată viața lui, aș vrea să plătească cu viața. Bărbatul care ar fi comis fapta abominabilă a fost găsit în locuință la sosirea oamenilor legii. Era și el rănit cu același ciocan. El a fost arestat, dar a ajuns la spital pentru îngrijiri. În conflictul creat a mai fost rănită o a treia persoană, în vârstă de 25 de ani. Prietenii Florinei o plâng pe rețelele de socializare. Am pierdut cea mai bună prietenă, o fată cu suflet bun și cald. Am pierdut o soră, am pierdut un înger. Dumnezeu să te odihnească în pace, Florina. Dumnezeu să fie cu ea. Doamne, ce nenorocire! Ce monștri ascunde această planetă! Poliția a anunțat că bărbatul va fi acuzat de crimă. De asemenea, vecini și trecători vor fi audiați cu privire la incident.